Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod din Cariera cu Ronaldo ca și antrenor. Revenim aici cu episodul cu numărul 2. Am văzut că a început să vă placă această serie, așa că hai să strângem 2000 de like-uri pentru acest episod. Să-l postăm pe următorul cât mai rapid, pentru că mi-ați oferit o grămadă de sugestii. Ce să facem la echipă, ce să aducem, ce jucători să plece și așa mai departe. Și vă mulțumesc pentru toate comentariile. Scrieți acolo în continuare, pentru că avem o grămadă de bani și vreau să trec rapid. Vreau să ne axăm mai mult pe trofee și transferuri. Cam ăsta este scopul. Practic, nu vreau să joc toate meciurile, pentru că ar fi destul de plictisitoare. Dar vom juca super cu Cupa Europei astăzi și cred că vom juca un meci cu Barcelona, un El Clasico aici, Ronaldo contra Xavi ca și antrenor. O să fie destul de tare, dar până atunci trebuie să facem niște transferuri. Cum am zis episodul trecut, trebuie să aducem un CF. Trebuie să aducem un CF, un striker acolo și eventual un right winger, plus încă un fundaș aici. Câmu s-ar putea să lăsăm pe iarnă, să-l aducem în iarnă. Hai să vedem ce opțiuni mi-ați dat voi, foarte multe, foarte multe comentarii în care mi-ați zis să-l aduc pe João Félix. Ăsta a fost cel mai sugerat jucător, iar al doilea a fost Gonçalo Ramos, jucătorul care a luat locul lui Cristiano Ronaldo la națională în ultimul sau penultimul meci de la campionatul mondial și l-a mai pus aici pe Talisca. Mi s-a părut interesant Talisca, jucătorul care este acum coleg cu Ronaldo, poate juca și CF, deci o să fie interesant. Deci va trebui să luăm un al doilea striker, dar strikerul pe care o să-l aducem acest episod este João Félix. Trebuie să-l aducem. Simeone nu mai e mulțumit de el, vrea să-l dea în împrumut, nu știu ce. Hai mă să-l aducem aici. Nu, probabil n-ar veni la... Ia uite-l pe Simeone, vorbește cu Ronaldo. Ia, vreau să-l văd pe Ronaldo și pe Simeone. Da mă, da, nu, dă-l în coapă pe João Félix, că e portughez de-al meu și îl învață. Nu știu dacă să-l dăm pe Mariano. Mariano probabil n-o să conteze foarte mult, dar hai să încercăm un 70 de milioane pentru João Félix și acceptă. Nu! Ce? Wow, nu pot să cred. Nu pot să cred, mi-a dat direct deny. Bă, frate, așa rău a fost deal-ul? I-am dat 70 de milioane, credeam că nu o să se supere atât de rău. Ok, trebuie să aducem neapărat un atacant. Întrebarea e pe cine? Ramos sau Talisca? Pentru meciul următor vreau să aduc, nu vreau să joc cu Mariano. Deci Ramos are 86 potențial și 78 OVR. Talisca are 82. Da, știi care e chestia? Știți cum o gândesc eu? Noi deja o să luăm pe João Félix, care o să fie titular. Talisca va trebui să intre din postura de rezervă și să facă treabă, 28 de ani. Bă, l-aș lua pe Ramos, dar el nu e nici CF. Adică mi-aș bate puțin joc de el. Așa că o să mergem pe Talisca și v-am zis de ce. Nu vreau să dau foarte mult pe el, pentru că... e rezervă până la urmă, n-ave nevoie de cine știe ce. Acum el e cotat undeva la 30 de milioane. Hai să încercăm un 28 de milioane să vedem ce zice. Îl vrea pe Camavinga, bă, stai așa. Uite, îl dăm pe Mariano dacă vrea, dar nu cred că o să conteze foarte, foarte mult. Mariano și cred că 28 de milioane. Hai să vedem ce zice. 36 de milioane plus Mariano, măcar scăpăm de Mariano, că și așa nu-l vrea nimeni, care salariu prea mare. Hai mă, Ronaldo, aduți colegul din realitate. N-a zis nimeni de Talisca în comentarii, au zis mai mulți de Ramos, dar eu zic că ar fi interesant și Talisca. Talisca un jucător foarte talentat, dar ales banii în loc de performanță și am înțeles cu el. Hai să vorbim și la contract. Îl convinge Ronaldo aici să vină. Și cred că ne... 160 de mii pe săptămână? Bă, Talisca, te-ai învățat de la arabi. Aici ești în Europa. Mamă, nici nu ții minte dacă Talisca a jucat în Europa. Chiar vreau să verific până vine. A jucat la Benfica, Beşiktaş, mult în China. Da, interesant. A jucat și la Naționala Braziliei. Bă, foarte talentat jucătorul ăsta, dar... A avut niște alegeri foarte proaste în carieră. Mariano plus 31 de milioane pentru un jucător de rezervă. Eu zic că e ok, uite, am luat și B.
e bine, e bine. Mamă, și ce atac de brazilieni avem, Vinicius, Talisca, Rodrigo. Băi, ce atac de brazilieni avem aici, interesant. Da, deci momentan, perioada aceasta de transferuri, vreau să mai iau pe João Félix și mai vreau să iau un fundaș. Pentru că o să rămână fără Fernandez și o să mai avem pe Vallejo, așa că o să am nevoie de un fundaș aici și maxim o rezervă. Da? Deci 3 transferuri o să mai facem. Iar pentru următoarea perioadă de transferuri, adică episodul următor, vreau să-mi scrieți în comentarii un right winger și un câmă. Pe cine să aducem? Cam asta e treaba, vreau să facem transferul în fiecare episod, să ne distrăm această serie, pentru că e o serie micuță, o miniserie, nu o să facem multe, multe episoade, pentru că știți că nu mă țin de alea cu multe episoade. Și vine Supercupa Europei, prima șansă lui Ronaldo să ia un trofeu cu băieții ăștia. Nu știu dacă mai pot să pun eu pe cineva. Garnaciu este aici și citisem niște știri că chiar s-ar putea să vină la Real Madrid. Cam asta e echipa, nu mai am ce să pun pe aici. Mi-a zis cineva să-l pun pe Valverde capitan. Așa mi-a zis cineva să-l pun pe Valverde capitan, căci că el e cam viitorul acolo. Bă, am încredere, Valverde. Am încredere acolo. O să fie interesant meciul ăsta. Cred că putem să-i dăm drumul la el cu Frankfurt. Bă, Frankfurt o echipă interesantă. Trap Pellegrini, Indica, Touré, Ghioțe acolo în față, acolo Muani, care a arătat în finala campionatului mondial, a arătat singur cu portarul. Efectiv, putea să ia Franța campionatul mondial dacă nu rata singur cu portarul, dar asta este. Acum suntem pe FIFA. Ia uite-l pe Ronaldo. Da, 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 băieți. Deci, frumos în față la Talisca, Scorpion King și aia a fost. Bă, ce-mi place cum îl văd acolo în caținuri. Ia uite-l pe... pe Toni Kroos. Mamă, și cu tatuaje cu tot. Supercupa Europei. Primul trofeu pe care Ronaldo poate să-l ia astăzi. Foarte interesant. Valverde capitan pentru prima dată și începe meciul. Hai că o să fie interesant. Teo Hernandez pentru Vinicius, pentru Talisca. Cred că a fost offside. Nu, n-a fost offside. Mamă, bă, ce bine s-a poziționat Talisca. Vinicius. Hai că dă Vinicius cu capul, ești nebun. Da, nu prea avem foarte mulți jucători care să dea cu capul. Iar Vinicius, frate. Cum e numai el dintre toți ăștia înalți? Mă rog, nu avem foarte, foarte mulți înalți. Dar totuși Talisca e înalt. Mamă, cât de tare era să fie Talisca 5 skill moves. Era prea genial, dar are 4 cu 4. Bă, Militao! Vreau să-l aud și când colo mare greșeală ce a făcut. Bă, știi, o să trebuiască, mai putem să-l păstrăm jumătate de sezon pe Kroos, dar va trebui să-l schimbăm, că nu mai are viteză săracul Toni Kroos aici de o veșnicie la Real Madrid. Teo Hernandez, hai, nu pot să cred Teo. Nu, Curtoa, mamă, cum am scăpat aici. Mamă, Kroos e morțani și e bun. E mort în cadă. Hai, Talisca, tu ajungi. Talisca, da mă, el a ajuns. Pentru Vinicius. Da mă, da, 1-0 Vinicius. Mamă, trioul nostru de brazilieni. Vinicius, Talisca și cu Rodrigo, care o să rămână doar Vinicius, pentru că Talisca și Rodrigo o să fie schimbați. Bă, n-ai cum, nu dai. Chiar sunt curios pe cine o să aducem pe partea dreaptă, pentru că parcă nu sunt atât de multe variante. Nu știu, parcă nu sunt atât de multe variante. Am putea pe Mbappé, poate. Hai, Talisca! Nu... Bă, e înalt și nu e chiar cel mai rapid jucător acolo. Bine, Tchouaméni pentru Talisca. Ha, mă, că ești înalt. Tocmai ce te lăudam. Da, chiar sunt curios pe cine o să aducem pe partea dreaptă, pentru că parcă n-am atât de multe opțiuni. E penalti? Oh, ia uite ce instrucțiuni dădea Ronaldo. Am crezut că e penalti, sincer. Mamă, dar nu vreau să bat. Uite, bate Hakimi. Nu vreau să bată băiatul ăla. Ia să vedem. Tot Vinicius, Talisca. Primul meci, primul gol, numărul 10. Bine, Talisca. Bravo, bravo. Aia zic. Minutul 67,
S-a cam încheiat meciul la cum a jucat Frankfurt, n-a jucat cine știe ce. Bă, ce gol ciudat a fost, n-ai cum. După mini forfec al lui, cum îl cheamă? Vinicius, mamă, am început să faulteze și după aia a dat el mare gol ciudat. Hakimi, du-te, Hakimi, marocanu, n-are pentru cine să dea, hai, nu, vino mă unu. Doamne, Vinicius, nu pot să cred. Talisca, și, hai Vinicius. Vinicius, ce pana mea ai făcut Vinicius, că era poarta goală, mamă mică. Era poarta goală paralel cu poarta. Am zis că e 100% de gol. N-are cum. Nu mai contează. Am luat supercupa Europei. Aia contează. Vinicius aici care ne-a îngropat. E, efectiv. Mă, să dăm un interviu cu Ronaldo. Deci Ronaldo mulțumit cât de cât de joc. Mai trebuie transferuri acolo. Talisca bun de rezervă. Cristiano Ronaldo vine aici. Frumos. Ia să zicem de Hakimi. Bă, a jucat bine Hakimi. N-am ce să zic. Hakimi chiar a jucat foarte bine. Îl mai lăsăm să se adapteze, că până la urmă abia ce venit. Talisca, bă, chiar și-a făcut treaba. Pă bune, și-a făcut treaba acolo. Teo Hernandez bun și el. Deci chiar s-au descurcat. Mamă, toți cu moral 100%. Foarte bine, foarte bine. Pleacă și Nacho Fernandez. Îl conduce Ronaldo. Nacho Fernandez care e aici la club de ani de zile, frate, 10-20 de ani de când e pe aici, nota A. Iar în locul lui Nacho Fernandez mă gândeam să aducem un jucător care chiar s-ar putea să vină la Real Madrid, adică sunt foarte, foarte multe zvonuri cu acesta că ar putea să ajungă la Real. O să-i oferim 60 de milioane, cota lui e de 53, vor pe Dalot, nu-l dăm pe Dalot. 65 de milioane. Ha, mă, că Ronaldo știe să negocieze aici la sânge. 65 de milioane pentru Gvardiol. Un super, super fundaș care a avut un campionat mondial genial. Efectiv, printre cei mai buni fundași centrali acolo. Și foarte tânăr, 21 de ani. Urmează să facă pe 23 ianuarie. Wow, ăsta e mai tânăr decât mine. Gândiți-vă că Gvardiol e mai tânăr decât mine. Nu vine să cred. O să-i dăm important. Are deja 81 overe și poate să crească până la 89. O să-i dăm pe 4 ani. Și cei de la Real tot pușează să-l aducă. A avut discuții cu Chelsea. Nu s-a înțeles cu cei de la Chelsea. Și ce salariu să-i dăm noi lui șmecherașul ăsta? Cred că îi dăm 100 de milioane. Cred că îi ajunge 100 de milioane. El are 40. 100 de milioane, 100 de mii, nu știu de ce zic milioane. Și Gvardiol vine aici la club. Îl primește. Unde e Ronaldo să-l primească? E singurul jucător, cred că, pe care o să-l aducem, care nu prea a avut legătură cu Ronaldo. Salut! Dar are legătură cu Real. Mi s-a părut interesant să-l aducem, pentru că în realitate sunt multe speculații cu el că ar ajunge la Real. Și trebuie să luăm nota. Trebuie neapărat să luăm nota. Aia ziceam și eu. Foarte bun jucătorul ăsta. Și bă, sincer, merita un titlu așa de tânăruș. Putea să se bată acolo cu Enzo Fernandez pe titlul ăla de cel mai bun tânăr jucător. O să fie rezervă pentru Rudiger sau pentru Militao și poate juca și left back, ceea ce o să ne ajute. Nu mai trebuie să aducem încă un left back aici pentru Hernandez. Bă, în apărare nu mai vreau să aduc nimic, efectiv. Poate la un moment dat o să schimbăm pe Rudiger, 29 de ani, poate mai duce două sezoane. Dar în apărare eu sunt foarte, foarte mulțumit. Avem meci cu Valencia. Valencia, o echipă care nu are un sezon atât de bun din câte am văzut. Și totuși ne bat. Ok, trebuie să-l aducem pe Joao Felix, nu se mai poate. Trebuie să aducem atacant Joao Felix. Cât vrem, mă, cât vrei, că i-am dat 70 de milioane și s-a supărat pe mine, nu mai voia să vorbească cu mine. Îi dăm 80 de milioane și vedem ce zice. Vino la Real, 92 de milioane. Ok, ajungem la un numitor comun. O să zic pentru Simeone, știu că au dat mult, au dat cred că 120 de milioane pe el. 87, 91. Bă, Simeone, oricum nu-l mai folosești, l-ai pe Griezmann, l-aveai și pe Suarez, dar l-ai dat, ce să și facem. Hai să vedem, 88 de milioane. Pentru puștiu minune, Joao Felix, care a fost multe așteptări pentru el. Din păcate nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, dar nu a avut un antrenor pe măsură.
Cristiano Ronaldo este pregătit să-l învețe tot ce știe pe Joao Felix. O să-i dăm pe 5 ani. Vreau să-i dau pe 5 ani să fie aici următorul Ronaldo. Nu-i dăm clauză de reziliere pentru că nu vrem să-l pierdem aiurea. Bă, are salariu micuț. 77. Ce salariu micuț. 150. Da, mă, tată. Peste dublu. Peste dublu pentru Joao Felix. Și vine la noi, la club. Nu este primit ca și un superstar, dar o să fie un superstar. Ia uite-l, mă, pe Joao Felix, primit de Cristiano Ronaldo și Thibaut Courtois. Și nota, cred că e A. Nu se pune problema. E nota A, pentru că nu mai avem atacant. L-am luat la un preț bun. Nota B. Cred că puteam să mai negociem puțin, dar acum asta este. Nota B. Talisca 82, Joao Felix 84. Și Ronaldo mai face o mișcare interesantă. Trimite scouterul în Portugalia, cancel, și vrem să aducem attacker. Vreau să aduc un attacker acolo, un Cristiano Junior, dacă s-ar putea să vină scouterul cu el, pentru că Cristiano Junior, încă o chestie foarte interesantă, joacă la Academia lui Real Madrid. L-a trimis Cristiano Ronaldo la Academia lui Real Madrid. Asta este echipa: Tchouameni, Valverde, Kroos, Felix, Vinicius, Rodrigo, Hernandez, Militao, Rudiger, Hakimi și Thibaut Courtois în poartă. Meșcu, Almeira, 3-0, facem noi prima victorie din campionat. Îi pune și la training aici să crească toți jucătorii, toți jucătorii. Lunin vreau să rămână aici, chiar mi se pare interesant jucătorul și vreau să rămână. Rudiger, să vedem ce vom face, că mie îmi place foarte mult de el în realitate, doar că nu este vârsta optimă. Guardiola aici, mamă, ce crește Hakimi. Ne apropiem de finalul perioadei de transferuri, avem meci cu Espanyol, 3-1 cu Espanyol. Stăm destul de bine, ne revenim oricum, v-am zis, mai avea nevoie de 1-2 transferuri și eram super ok. Și în momentul de față echipa cred că se leagă încet. O să mai avem nevoie de transferuri, dar am zis să nu mă grăbesc pentru că vreau să aștept părerile voastre. Doamne, cine mi-a venit aici? Pavel Cech. Mi-a venit la Academie, așa vin la început. Pavel Cech, doamne, ce jucător mi-a venit. Urmează meci cu Celta Vigo. Hai să vedem, n-ar trebui să fie o problemă. Și 1-0 Vinicius. Și urmează meci de Champions League cu cei de la Leipzig, fosta echipă a lui Guardiol. Ar trebui să fie un meci destul de ușor. Leipzig are o echipă bună, dar și-a cam pierdut din jucători acolo. Hai să vedem, 2-0 Rodrigo și Joao Felix. E bine, mai avem un meci interesant aici cu Barcelona. În septembrie vom juca acest meci imediat, dar până în ianuarie nu avem niciun meci tare. Mai avem aici un Sevilla care nu o duce atât de bine, Atletico, i-am furat atacantul, Shakhtar, Leipzig, Bilbao, Celtic și cred că până în ianuarie nu mai avem mari probleme. Adică o să jucăm ăsta cu Barcelona și după aia simulăm până în ianuarie, pentru că nu sunt meciuri grele și vreau să las jucătorii să joace acolo și când o să vină meciuri foarte importante în Champions League, atunci vom juca. Dar n-are rost până atunci. Meci cu Barcelona. Barcelona care cred că a făcut și ea ceva transferuri, s-ar putea. Hai să vedem, îi dăm skip și hai să vedem echipa. Depay, ok, Rafinha, Lewandowski, De Jong, Pedri, Kessié, Araujo, Christensen, Kunde și Mendy. Da, l-au pe Mendy. Nu știu dacă, cred că Mendy-ul nostru s-ar putea, dar oricum echipa e mult mai bună a noastră, o să fie și mai bună următoarele perioade de transferuri. Cum începe aici, vreau să-l văd pe Ronaldo cum îi ghidează așa la început. Vedem vestiarul celor de la Barcelona. Suntem pe Camp Nou. Bă, Camp Nou e mai mare, nu știu de ce arată așa mic, dar n-au licență. Ia uite pe Militao și Rudiger, toți băieții la 4 AC. Da, clar, nu prea seamănă cu Camp Nou. Are Camp Nou, cred că 7-8 nivele, nu știu câte are. Și vedem aici echipele, jucăm la Barcelona acasă, o să fie foarte tare, un prim El Clasico în această carieră și hai să-i dăm drumul în primul meci pe care îl jucăm cu Joao Felix. Vinicius Junior deja scapă singur și este offside. Mamă, ce am crezut că îi dăm drumul așa în forță. Mamă, deja încep să greșească cei de la Barcelona. O, Leva, hai că greșesc, ești nebun. A deschis Leva, mamă, ce tiki-taka au făcut aici, ești nebun, n-am avut ce să fac. Efectiv, n-am avut ce să fac. E, că mă supăr și-mi bag al controller.
Cum era să intre Kroos? Cum era să intre Kroos cu mingea asta? Oricum Kroos e vestit pentru loviturile libere și șuturile de la distanță. Oricum jucă mai bine acum cu vechiul controller, dar e nașpa că trebuie să stau cu cablu și nu-mi place. Hai să vedem. Araujo. Vreau să-i pasez sus lui João Félix. Mamă, vreau un gol cu Félix, neapărat episodul ăsta. Hai Rodrigo, dar n-am cu nimeni, n-am cu cine, Rodrigo, nu frate, bă, dar n-aveam cu cine. S-a dus bine Rodrigo, dar n-a venit João sau Vinicius și destul de nașpa formația, că n-avem un cam care să mai urce. João Félix pentru Vinicius Junior, ăsta e gol. Hai Vinicius, bine. Mi-a plăcut cum a jucat Vinicius, dar João parcă, nu știu, încă momentan nu l-am integrat, trebuie să-i dăm niște instrucțiuni mai bune pentru poziția lui. Leva pentru Pedri, mamă ce scoate Courtois, ne-a salvat aici Courtois. Deci chiar ne-a salvat, mamă, am setarea aia cu right stick-ul. Bă, chiar ne-a salvat aici Courtois, mamă, n-are Vinicius cu nimeni să joace. Pa, cea mai bună pasă din istorie. Bă, Vinicius, bun pe pace, bun pe dribbling, ok pe shooting, dar pe pase, să nu dați pase niciodată cu Vinicius. A intrat și Vardiol, vreau să joc puțin cu el, loc de Militao, că era cam obosit. Hai să vedem, pentru Rodrigo, lansăm bine acolo, unde e Félix? Unde-i João Félix? Rodrigo! Da, rămâne Félix în spate. Trebuie să-i dăm ceva instrucțiuni să mai urce. Mamă! Lewandowski! Mamă ce a trimis acolo! Bă, periculoasă Barcelona astăzi. Chiar foarte, foarte periculoasă. Chiar scurios cum se termină meciul ăsta, că sunt prea multe ocazii. Vinicius, nu cred, minutul 87, bă ce joacă Vinicius, nu pot să cred, bă, minutul 87, 2-1 pentru noi, bine, ia uite a venit și Ronaldo, a venit și Ronaldo, nu pot să cred, doamne, sunt terminați acum fanii Barcelonei, bă ce curs a dus. S-a dus, mă, Rodrigo, cum făcea Bale în odinioară, a ieșit Rodrigo că era obosit. Dar, bă, deci cum s-a dus Rodrigo și Vinicius dublă. Cred că e sezonul lui Vinicius ăsta. Efectiv, e sezonul lui Vinicius. Trebuie să ia, dacă luăm și Champions League-ul sau vedem dacă putem să luăm, o să ia sigur și balonul. O să ia sigur balonul Vinicius. Nu! Frankie, mamă! Era să terminăm urât meciul ăsta. Da, am câștigat, GG. Bă, frate, ce gol era să ne luăm pe final, gata, mă. GG, 2-1, câștigăm și cu Barcelona, ce meci. E bine, vreau să simulăm până la finalul lui decembrie, începutul lui ianuarie. Dacă câștigăm cu Celtic, ieșim pe primul loc în grupă, în Champions League. Am făcut, cred că, doar 2 egaluri sau 3 egaluri. Imediat o să vă arăt. Restul victorii în campionat, deci a fost foarte, foarte bine. Jucătorii se descurcă și hai să vedem cum s-a descurcat echipa. Simulăm până pe 1 ianuarie, da? Deci până pe 1 ianuarie am ajuns aproape în prezent. Am pierdut, din păcate, a venit și o înfrângere cu cei de la Leipzig, 2-1 ne-au bătut, rest un egal cu Shakhtar, un egal pe acolo, 3 egaluri în campionat, deci destul de bine. Dar vreau să văd cum a motivat jucătorii Ronaldo, cum sunt jucătorii, ia să vedem, Vinicius 15 goluri în 25 de meci, a crescut plus 3, deci e un sezon bun pentru Vinicius, doar 2 asisturi, dar Félix 21 de goluri, 21 de meciuri, 14 goluri și 6 asisturi. Bă, vezi că arată bine. Și plus de asta, și Rodrigo arată bine. Și Rodrigo arată foarte, foarte bine. Mamă, Kroos accidentat. Afară cu Kroos. Mai punem o dată pe lista de transferul. Cât e accident? 6 luni! Wow! Aba, nu! I se duce contractul în 6 luni, 6 săptămâni e accidentat, mamă, trebuie să facem niște contracte pe aici, pe acolo. Ok, Ceballos mai rămâne un an, Kroos, trebuie să-l dăm pe Kroos.
Neapărat, neapărat. Prima ofertă pe care o primim pe Cross, episodul următor îl și dăm. Rest, echipa arată binișor, echipa arată binișor. Cred că o să-l chemăm și pe Brahim Diaz. Cred că o să-l rechemăm, o să vină înapoi la club pentru că am nevoie acolo în mijloc de jucători. Aș vrea să joace mai mult ăsta un cam, v-am zis că nu prea mi-a plăcut. Aș vrea să joace cam mai mult ăsta. O să-l luăm pe Brahim momentan și va trebui să mai aducem un cam cam acolo. Interesant. Echipa arată bine. Echipa arată bine. V-am zis, episodul următor vreau un right winger și un cam. Cam atâta vreau să aduc episodul următor. Dar nu știu pe cine cam. Nu știu pe cine right winger. Cam am ceva idei destul de interesante. Dar cam atâta cu episodul ăsta. Vreau să vă mai arăt campionatul. 3 puncte în spate la Barcelona, dar avem și un meci în minus. Deci Barcelona se ține tare aici. Se ține tare Barcelona. O să fie un campionat greu. Plus de asta, în Champions League am terminat pe primul loc și am dat de Leverkusen. Destul de ușor. Destul de ușor, zic eu. Cine mai e pe aici? Nu e Barça? Wow, ce s-a întâmplat? Ok, Juventus, PSG, mamă, PSG-ul pe 2. Surprinzător. Milan cu Chelsea, ok. OM cu Spurs, Barça pe 3, direct în Europa League, în realitate, Atletico cu Leverkusen și Napoli cu Liverpool. Da, în rest nu sunt foarte multe surprize, la Barcelona a fost acolo o surpriză, dar cam atât ar fi cu episodul ăsta, seria începe să prindă așa contur, e o reconstrucție, dar o reconstrucție pe mai multe episoade, nu cum facem noi în mod normal, pentru că e mult mai bine pentru canal și pentru voi. Poate vă place mai mult așa. Lăsați un like acolo, scrieți în comentarii ce să mai aducem în episodul următor. Eu am fost Tiner și v-am pupat. Ba, ba!